Bună seara, dragii noștri, iată-ne din nou împreună, o ediție, zic eu, mai specială decât am avut până acum, în sensul că știți că eu iubesc din tot sufletul meu și când invoc pe Dumnezeu nu mint niciodată. Când spun că iubesc din tot sufletul meu bătrânii, pentru că bănuiesc că ne-a ajutat Dumnezeu să ajungem și noi la o vârstă înaintată și cum faci, așa găsești, sau bine faci, bine găsești. Deci în viață, dacă nu uităm de unde am plecat, e un lucru minunat. Ce se întâmplă? În această seară, și mă bucur atât de mult din suflet, cred că n-am mai avut o bucurie atât de mare de mult. Am adus în fața dumneavoastră un om, un cetățean, pentru care eu am o stimă deosebită, un om care, de la care putem învăța multe lucruri și pe care le putem pune în practică unele dintre ele. Și vreau să-i spun bună seara și bine ai venit, Nea Mariane. Bună seara și bine v-am găsit. Ce mai faci, mai Nea Mariane? Fac bine, tot cu munca acasă, cu vitele. Cu vitele, da. Să dau mâncare, să râneți, să mulgem. Nea Mariane, pentru telespectatorii noștri, câți ani ai, mă, tare? Am 80 de ani, pe 15 de aprilie împlinesc 80 de ani. Și ia spune, mă tare, să audă toată lumea asta, câte animale ai, mă tare, la 80 de ani? La 80 de ani am 6 vaci cu lapte, 3 viței, 3 porci, 50 de păsări și 20 de pomoane de teren. Ascultați, dragii mei, Nea Marian la 80 de ani se trezește la ora 4 dimineața, nu? Da. Spune-ne și nouă meniul matale ca să putem să-l memorăm și noi, să ajungem și noi la vârsta matale. Mă scol dimineața. Așa. Fac focul eu în sobă, da. Să scoală soția, eu după ce fac focul, pui 2-3 pahare de țuică să fiarbă pe plită, prăjesc șuncă cu o bucată de cârnat, usturoi, ceapă, folie de brânză, iar soția face ori turtiță pe plită, ori pâiniță, 2-3 lipii, punem și mâncăm, eu beau țuică, ea nu bea, după ce mâncăm, ne-am făcut meniu, ieșim afară la animale. Eu la rânit se dau fânul, iar soția multe cele 6 vaci. Ia auzi, Nea Mariane și matale, deci, dragii mei, deci ceea ce spun lucruri adevărate. Nea Marian mulge vacile și merge cu 2 găleți, nu? Da. Câți metri mergi cu gălețile până la mașină, Nea Mariane? 1 kilometru. Iată, 1 kilometru dimineața, pentru că cineva nu vrea să urce până la el la poartă acolo să ia laptele. 1 kilometru face dimineața cu 2 găleți de lapte în mână, săracul, la vârsta de 80 de ani. Dar probabil munca te ține sănătos, viguros. Da. Și de ce să nu spune că ai și o soție minunată care te ajută în munca matare de zi cu zi. Da, dar am împreunat 2 oameni buni. Da. E puțin mai mare ca matale. E mai mică decât mine. Cu cât, Nea Mariane? Păi ea are 60 de ani, eu am 80 de ani. Nu e distanța așa mare. Dar, Nea Mariane, vreau să spun că doamna te iubește, ține la matale extraordinar de mult. Am văzut. Mulțumit că are cine să mă îngrijească, să mă spele, să-mi dea mâncare. Exact, exact. Deci, dragii mei, o să vedeți pe parcursul emisiunii ce poate Nea Marian. Cea de-a doua, ce avem? Alo, ia zi, Nea Marian, alo. Alo. Alo, bună seara, domnul Belghir. Bună seara și invitatul dumneavoastră. Bună seara. Cu Mihaela Bărbuț, din Tejar Gorj. Da. Aș dori și o dedicație special pentru fica mea din Belgia, da. Irina,
și pe cea din Italia, Maria. Da. Le dorește mami tot binele din lume, zile senine lipsite de griji. Da. Și toată mapa muzicală din această seară le dedic și tuturor ce mă cunosc și mă iubesc, tot la fel și în primul rând și nu în ultimul, la regia dumneavoastră, toți din regie și la fratele meu Mitrescu Mihai din Bustuchin, lui da. Domnul Ion Ciocea, primarul Bustuchinului, îi doresc tot la fel tot ce e mai bun și mai frumos și să-i dea Domnul putere să meargă mai departe pentru că e un primar desăvârșit. Este adevărat, recunosc și eu, recunosc. Da. Ce-a făcut domnul primar în satul natal unde m-am născut și am crescut, da. Sunt foarte mândră și mi-e drag să mă duc în comuna Bustuchin. Foarte frumos. Și toată mapa muzicală le-o dedic tuturor și să fiți sănătoși și iubiți pentru că meritați, respectiți frunțele și nu putem să stăm niciodată triști alături de dumneavoastră. Și ia uși, ce mă bucur, ce mă bucur! Domnul Belghir, exact ca George Belghir, care a fost cu noi la școală. Da, de corecție. Un om vesel și un om de viață care putem să învățăm ceva din la dumneavoastră, să nu mai stăm triști, că viața e scurtă și trebuie să mergi mai departe cu veselie, nu cu tristețe. Știi ce se întâmplă? Și vă mulțumesc. Bucuria mea cea mai mare este că merg prin satele județului și... În special bătrânii când mă văd, le umplu inima de bucurie. Asta pentru mine e cea mai mare bucurie. Pentru că eu pot să le fac viața frumoasă. Asta e. Ce vă spus eu dumneavoastră că sunteți un om care nu poate să stea nimeni cât ar fi de trist și prin ce greu ar trece să stea vesel, trebuie să stea, dar trist nu are voie să stea lângă dumneavoastră. Nu suport oamenii triști. Și să vă dea Domnul putere de muncă și să mergeți mai departe și să o țineți tot așa pentru că meritați. Să rămâinile. Toți cei dragi ai dumneavoastră să fie alături de dumneavoastră și dumneavoastră de ei pentru că meritați. Să rămâinile, doamnă. O seară plăcută. Să rămâinile. Cea de-a doua invitată a mea, o domnișoară minunată, cu o voce extraordinară, ia să o vedeți, se va prezenta singură, fa pariu. Bună seara și bine v-am găsit. Mă numesc Roxana Stângă și, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc frumos pentru invitație. Da. Aș vrea să urez și eu, în primul rând, tatălui meu un sincer și un călduros la mulți ani, deoarece va urma ziua lui de naștere. Și dar sper și să ne invite mele, și pe noi. Nu știu dacă își face ziua. Pe cum să nu și-o facă? Îi dau eu un 50 de lei acolo să ia și lui, să iei șampanie și un cărnat. Asta e bună. Eu cred că are și mai mult. Ia zi, atât. Alo. Alo. Bună seara! Bună seara! Vreau să salut pe domnul Belghir. Copii, dați drumul și la box în interior. Alo? Vă salut, domnul Belghir. Și eu vă salut. Salut și invitații dumneavoastră. Bună seara! Da? Mă numesc Vali Banciulea. Viitorul primar de Dălești. De ce râde domnul Belghir? Pentru că ai fost un polițist bun de aia. Și pot să mai fiu. Exact. Oamenii buni nu poți să-i uiți. Așa este. Am pe cineva lângă mine care vrea să facă și o dedicație. Da. Vino aia după. Aia. Vino după. Ia vorbește cu... Prietenul tău, Aian. Da? Dar s-a rășinat și nu mai vrea. Nu mai vrea. Lasă asta. Ce facem cu damigeana aia? Păi... E tot așa sau... Tot. Să fie dulceag așa. Exact cum... cum îmi place mie. Cum îmi place mie, nu? Bravo. Păi... Trebuie neapărat să... Oricum trebuie să ne unim forțele și să vedem ce facem în alegeri. Aia vorbim la timpul potrivit. Da, da, da. Bine, drăguț. Vreau să fac o dedicație pentru nepoțelul meu, Aian. Da. Pentru Ianis. Da. Care pe 18 am primit 10 anișori.
Să le dea Dumnezeu sănătate. Și la invitații dumneavoastră le doresc mult succes, dumneavoastră iar la fel. Mulțumesc din suflet. Și aștept să desfacem la Migeană. O seară plăcută, drăguțule. Sănătate, numai bine. Ce rugăminte am, nu mă mai sunați pe telefon, că nu pot să vă răspund. Nu pot, sincer, iertați-mă. Așa, deci să revenim. Domnișoară dragă, eu te-am mai avut în emisiune, o să văd dacă... Deci eu te invit pentru a-ți da curaj. A-ți da curaj să mergi mai departe, pentru că ai din zi în zi tu ai urcat mai sus, mai sus, mai sus și mă bucură lucrul eu ăsta. Eu așa zic. Te-am urmărit. Alo? Da? Ce faceți? Bună seara, domnule. Bună seara. Domnul Pichi, mă deranjează la Cojenicu Vulceanu. Da. Și pe prietenul vecinul dumneavoastră de peste drum. Da. Și-aș dori să dau și o dedicație pentru dumneavoastră special. Mulțumesc, dragul meu, și da televizorul puțin mai încet. De meserie sunt și opte, că știi treaba, că suntem necunoaști. Inginer pe dubă. Exact, nu mai mare, mai mare puțin. Ne auzim în telefon, Pinky. Bună emisiune plăcută. O seară plăcută, papa. Nu, Pinky, că Pinky altul. Pinky era câine ăla, dulău. Scuză, Pinky. Eu de apartament, Leo, de apartament. Eu știu, eu mi-aduc eu aminte. Tu faci parte din grupul ăla care ați devalizat butoiul ăla cu vin. Eu parte, mie, că n-am prins mult din el. Știu. Mi-aduc aminte de episodul ăla, l-am mai povestit. Și îmi pare rău, măcar mă legeam cu butoiul. Lasă! O seară plăcută! Așa. Deci, problema e că tu ești foarte, foarte mult ajutată de părinții tăi. Deci, tăticuțul tău a văzut că chiar își dă silința ca tu să mergi mai departe pe varianta folclorului și faci un lucru bun. O să te audă telespectatorii imediat, o să ne cânti o melodie. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Vreau și o dedicație. Cum te cheamă, puiule? Coste Cosmina. Coste? Da. Spune ceva numele ăsta. Nu știu. Nici eu. Bine, ok. Spune ceva numele ăsta, dar nu știu. Știu numele, dar nu mai țin de unde. Da, Cosmina. Vreau să o dedicație pentru frățiorul meu din Anglia. Da. Pentru mami și tati și bunica că sunt tot acolo. Da. Și pentru frățiorul meu care e tot cu mine în România. Da. Și pentru tot Bârșeștiul. Acum mi-am amintit. Ai mai intrat în direct. Da. Da, mi-am amintit, da. Bine, drăguțo. Mulțumesc. O seară minunată să ai. Mulțumesc. Și urmărește emisiunea, că ai ce vedea, da? Da. Bine. Așa. Ai înregistrat patru piese care le vom asculta seara asta. Știu că e costisitor, este costisitor să faci un CD întreg. Dar cu timpul și cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu o sponsorizare,
e posibil să reușești, da? Dar se merită, totuși pot să vă zic că se merită. Păi categoric că se merită, ai o voce minunată. Ia zi tu, alo. 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 Ia-o-s. Bună seara. Bună seara. Cu ce vă ajutăm? În primul rând, un an fericit. Mulțumesc. Și invitația dumneavoastră. Da. Mulțumim frumos. Și aș vrea să fac și o dedicație pentru familia mea și pentru dumneavoastră. Domnișoară, dar cum vă numiți? Alexandra. Lăpușneanu? Nu. Da? Vâlceanu. De unde? Mătăsari. Oh, și cum ne prindeți peste deal? E, se prinde și pe aici. Se prinde? Păi da. Se prinde lumea? Normal. Bine, drăguță. Să ai o seară minunată. Mulțumesc la fel. Deci, pandurii mei, vreau să ascultăm prima melodie. O piesă. Vă mulțumesc că m-ați înțeles. Ați văzut? O voce minunată. Iată, dragii mei, pentru că prietenul meu și artistul internațional, Mitel Pasăre, artist internațional, omul care, dacă vă amintiți, cu toți elevii de la Școala Populară de Artă, naiștii lui, a cântat cu renumitul Reiu, cred că am pronunțat corect, vă amintiți acel spectacol fabulos de la București,
Mitele, să-ți dea Bunul Dumnezeu sănătate, putere de muncă și eu îți mulțumesc din partea Gorjului, pentru că probabil alții n-au îndrăzit să-ți mulțumească, pentru că ai dus cântecul popular gorjenesc și instrumentul numit nai l-ai dus în Europa. Bravo ție! Și mai mult decât atât, ai cântat cu unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, ceea ce nu oricine are privilegiul ăsta. Și te-am văzut cu Gheorghe Zamfir și toată acea minunată orchestră pe care o iubește o lume întreagă. Să le dea Bunul Dumnezeu sănătate la părinții tăi care acum se uită la noi, că au în casă un asemenea copil, un asemenea băiat. Și la toată familia ta. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Begă, și invitațiilor dumneavoastră. Cam răgușită, cam răgușită! Nu mai îmi trece, domnul Berger. Păi? Nu știu. Propolis, propolis! Nu știu, am răcit de nervi că nu m-am prins vineri seara. Nu cred așa ceva. Păi nu mai pot, n-am mai putut de mâini. Păi sunați, doamnă, la 112. O să sun. Asta e bună. Domnul Berger. Da, doamnă. Vreau și asta seară toate dedicațiile să le dedic băieților mei. Da. Că nu știu vine dacă pot chiar să intru, că văd că nu mai pot să intru. Oare să sune atât de mult său? Nu știu. Da, păi da, e logică. Eu de la ora 8 stau, mai ales vineri am stat. Doamne. Nu mai spuneți că mă ia ăștia la București. Dar de ce, domnule? Cu așa rating. Doamne, e foarte frumos. Deci, vreau să pentru băieții mei toți trei, da? Toate dedicate, în special pentru fiul meu cel mic, Bacu, care sâmbătă împlinește o frumoasă vârstă și nu știu dacă vineri vă pot să vă prind. Îi urez sănătate și lui, și fetiții, și soției lui Cornelia. Da. Și să fie sănătos și să îi dea Dumnezeu. Și la pungă? Gros, da. Și da, dumneavoastră vă urez sănătate și emisiuni cât mai multe. Și la toți vecinii mei le dedic în seara asta toate cântecele. Să rămână, doamnă, să rămână. Mioara Pârvulescu să știe vecinii că îi iubește. Iauzi. Și pe cei care nu mă iubesc, îi iubesc. Doamnă, da, deci trebuie să dispară răutatea dintre noi. Să dispară, că vine sfârșitul lumii. Când vine, doamnă? Păi așteptăm, ne vedem. Ei, când o veni să ne găsească pregătiți, adică făcând lucruri bune și nu rele. Măcar să mă găsească la televizor, să-mi cântați un cântec. Să mergem în fața lui Dumnezeu cu zâmbetul pe buze, nu trist și cu capul plecat. Vineri seara ați promis la un telespectator care a sunat că la sfârșit cântați puțin din strofa cu dușmanii. Mă așteptam și eu credeam că măcar atât aud. Știți? Dar poate aud în seara asta pentru băiatul. Ascultați-mă, doamna Mioră. Problema e că n-avem orchestră live. A, două, trei cuvinte. Dar e posibil vinerea viitoare să... Dacă o aș prinde, ce bine ar fi, că și așa sâmbătă ziua băiatului, dar eu știu. Vreți să mă prindeți? Eu care fiecare vinere nu eram lipsită și acum... Domnul vine, l-am putut să mă prind. Lasă, doamna mea, că nu e problemă. N-am putut să dorm. N-ați putut să dormiți? Nu. De ce? Băi, de-aia, că la un... nu mi-a cântat și mie ce-a... Faceți palpitații la inimă! Da, iau pastile. Dispacardin, sau cum îi zice la... Am alte mode de pastile, eu sunt dotată. Aspalcardin. Dotată, cu farmacia aici, dotată. Dispacardin. Nu iau de-alea, iau altele. Iau altele, mai. Bine, doamna Mioara. Bine, vă mulțumesc, o seară bună. Să rămâile. Auziți, doamna Mioara? Da, domnule. Dar nu vă dădureți cu părerea de prietenul meu de platou, Nea Maria Labă. Am și-o pe tatăl meu, are 99 de ani acum, aprilie. Iau, să fie sănătos, doamnă. Să fie, nu vede, dar încolo conștiință, uită la televizor. Ba tare, îi dai 80 de ani lui Nea Maria, nu? Nu-i dau, nu. Are... După părerea mea, dacă mâine îl duc la Claudiu, la
coafiură și îi vopsesc părul, îi mai dau 20 de ani jos. Țuica fiartă-l ține. Eu dacă aș putea să beau țuică fiartă, poate m-ar ține și pe mine Dumnezeu mai sănătoasă. Deci, Petru Matale, Nea Marian, uite, Nea Marian, o poezie pentru această doamnă minunată. Ia să-l ascult. Să învețe și copiii de la Matale, că ei acum sunt pe Facebook-uri, pe astea. Într-o zi de sărbătoare, într-o zi de închinare, Domnul Ștefan cel vestit, Domnul cel nebiruit, da cu astea la închinare. Armăsarii spumegau, frânele și le mușcau, iar poporul tot striga, să trăiți Maria ta! Când aproape de intrare, ce s-aude în depărtare? Hăi, ho, cea, ho, băulean, trage brază la tăpșan. Auzit ați auzit, glas de român năcăjit. Într-o clipă să-l găsiți și cu el aici să fiți. Cinci sostați alegeau și pe cai încălecau, spre câmpie că plecau și pe domnul că-l găseau și la domnul aduceau. Măi, române, să n-ai teamă, spune domnul cum te cheamă, cum te-ai păcătuit să te apuci de plugărit, domna zi de închinare, domna zi de sărbătoare. Doamne, pun mâna la piept și vă jur că spun cu drept, până n-ajunge plugar, aveam falnic armăsar și o gioacă pironită, cu piroare țintuită, care când o învârteam, proașcă prin dușman îmi făceam. Iar în foc la războieni, mi-a căzut gioaca din mână de o sabie păgână, dar n-a căzut numai ea, și a căzut și mâna mea cu păgânul alăturea. De atunci n-am ce să mă fac, am ajuns un biet sărac, n-am nici casă, n-am nici plug, nici un can ca să-l înjug. Atunci, Doamne, mă întorsei, la tătar că mă dusei, un plumare împrinsei și de lucru mă apucai, că săracul n-are soare, ni zile de sărbătoare. Măi, burcele, fătul meu, iată ce s-o tărăsc eu, ia-ți mobila la răzășie ca să o ai de plugărie și în vârful să te așez ca stejar să privighez și de tarde ai vedea că ai intrat în țara mea, tu să strici cât ai putea, să-i Ștefane la hotară că ai intrat sabia în țară. Eu atunci te-ai auzit ca un zmeu mă răpezi, nici urmă nu va rămânea de tătar în țara mea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Deci, vă spun din suflet, da. Acest om m-a mișcat fantastic. Da, ați mai spus de dânsul într-o emisiune. Da. Cu vacile și cu da. Vârsta. Deci... Tot ție mereu, cu șunca și cu rachiu, că mai trăiește 50 de ani de acum colo. Deci e o enciclopedie, da. Este un om minunat, un om de la care ai de învățat multe lucruri. Și mie mi-e atât de drag să stau de vorbă cu Nea Marian, dar din păcate am foarte puțin timp liber, din păcate, pentru că sunt niște lucruri. Vedeți vineri seara ce orchestră aduceți, că stau să intru prima, numai să cântați pentru fiul meu Bacu un cântec. Da, doamnă. Da, vă mulțumesc, o seară bună, domnul Berger. Să rămâinile. La revedere. Nea Marine, da. Hai să mai stăm de vorbă, că lumea dorește să te audă vorbind, da. Povestind viața Matale, de mic copil. Cum te-ai ajuns la vârsta asta și sănătos? Sunt născut din 7 copii. Tatăl meu a fost un țărac, sărac. Și dacă mama ne-a făcut, a fost în stare și a muncit și ne-a crescut pe toți copiii, ne-a făcut mari, avem familii toți, ne-am creat toți condiții, am mers mai departe și am muncit cu mâinile astea scumpe de aur, la care ne-am făcut casă toți, ne-am făcut toate situațiile ce ne-au plăcut, ne-au lăcrat în bani și astăzi, după atâta timp de muncă, nu prea mai suntem băgați în seamă de epoca pe care au venit din 90 prin vă pe bag eu. Eu. Nu ne bag în seamă, nu ne fac ceea ce ne trebuie. N-avem șosea până acasă în condiții, n-avem apă. Neamărin, hai să discutăm despre viața mea ta. Lasă, asta da. Discutăm când o fi momentul, dar nu la emisiunea mea de folclor. Viața mea a fost foarte frumoasă, pentru că am fost un om sănătos, nu am fost prin spitale, am muncit peste tot.
Matale, faci și tâmplărie, am lucrat dulgherie. Și în meseria de dulgher, și de zidar, și de fierar betonist, și de lemnar, pe toate le-am deplinit. Am fost pe toți munți, de aici, de la Paringu și până la Ursula Romani, făcând cabanele ale partidului, cabane la muncitori, cabane ale ocolului silvic. Mi-am practicat meseria în cele mai bune condiții. Și acum, la ora actuală, matale, te urci în vârful casei și faci acoperiș. În momentul de față, la solicitărilor unor prieteni, fac casa de jos și până sus. Bravo, Neorin. Deci, la 80 de ani. Da. Și ce părere de tinerii ăștia prin baruri și prin cârciumi? Și că n-au locuri de muncă. Acești tineri care nu sunt crescuți bine de părinților, nu are peste 7 ani de acasă, nu se gândește că mumă s-a crescut 9 luni în pântec și 7 ani în brață să-i dea un pic de ajutor. Nu are cine educa, văd numai înșelătorii, numai scamatorii, trag în birturi, fumează, bea, să-mi bată, cad, ajung de râsul omenirii. Așa, așa este, Neorine. Neorine, un cântec așa, un cântec care îți place mata cel mai mult așa. Să vă fac un cântec a haiducilor care trecea la Hanul Bucura. Ia, Neorine. Ia, numai puțin. Avem un telefon. Alo. Alo. Să trăiesc, domnul Berger, și să... multă stimă și respect la invitata noastră. Dați telefonul încet, televizorul încet. Al meu încet. Al meu încet, dar sunt la cârciumă. Tocmai ce vorbeam. Da, domnule, dar avem 40 de ani, nu se pune problema, avem familie, avem... Da? Mă bucur. Vreau și o dedicație să câteți mie... Doamna, dacă poți să câteți mie la peșteana pe crenguță de tufar. Domnișoara, păi nu-l are pe înregistrat. Când o să am o formație live, atunci o să vă satisfacem plăcerea. Oricum, dau și o dedicație pentru Cotet cu Emil. Da. Și pentru soția lui Alina de la Târgu Jiu, care mână să preună și o urmă. Da. Casă de piatră. Da. Și lucrez cu Ionică și lucrez cu Constantin. Da. Tractoristul lor le urează la mulți ani. Și o seară bună. O seară minunată să aveți. Așa, ne-am arime. Hai să cântăm melodia aia frumoasă. Da. Colo de sub la tei, sus la Hanul Bucurei, haide mândra mea, haide draga mea, haide deal la Hanul Bucura. Vin băieți și stau într-una, că-și le place băutura. Haide, leana mea, haide, draga mea, haine de-al la Hanul Bucura. Vinu-i bun-o ca oai mică, beau băieți de să strică. Haide, leana mea, haide, draga mea, haine de-al la Hanul Bucura. Vinu-i bun-o ca oai mare, beau băieți fiecare, haide, leana mea, haide, draga mea, haine de-al la Hanul Bucura. Vireana-i bicrâșmăriță, cu vinul tău din vedriță, haide, leana mea, haide, draga mea, haine de-al la Hanul Bucura. De te duci pe cal calare, te-ntorci cu șaua spinare, haide, leana mea, haide, draga mea, haine de-al la Hanul Bucura. De te duci cu patru boi, te-ntorci numai cu doi, haide, leana mea, haide, draga mea, haine de-al la Hanul Bucura. De te duci cu patru vaci, două mânci, două le lajmă, haide, leana mea, haide, draga mea, haine de-al la Hanul Bucura. Vă mulțumesc! Neamarine, ce să spun? Numai mesaje de încurajare. Chiar o doamnă vrea să te ceară în căsătorie. Unde eu? Ce să-i... Ce să-i... Cum? N-ai de 18 ani.
Da, Marine. E, fata este, este o intelectuală, e cam bătrânioară pentru matale, are 27 de ani, văd. Oleu. Păi deci, acum, uite, vai de mine ce-mi place de, de domnul Marian, l-aș cere în căsătorie. Marian, nu știu ce să zic și ce să cred. Dă un răspuns la fată. Păi da, sunt căsătorit și nu pot să iau două mâini. Dar ce zici de fată dacă l-au, adică, mă tare știi că ispita. Da. 27 de ani. Tânără. Tânără? Tânără. Am 60. Eu. Te vopsesc mâine. Mâine. Te fac la 60. Da. Doamne, bă, de ușoară. Eu vorbi cu omul. Ar vrea, dar... Aud un câine lătrând în cască. Alo? Să trăiască de un belger. Și dumneavoastră. Neanicule, ce faci, Neanicule? Mă râsea de mă doare Buddha de un belger. Da, Neanicule. Bună seara, invitatul dumneavoastră. Bună seara. Îi dăm și eu o gagică lui Dânsu. Nea Marian e, e un om super, super, super. Am văzut de bu... Cântă foarte frumos. Uite, Nea Marian, deja ai fani. Și domnișoara cântă frumos. Da, mulțumesc, Neanicule. Dar mă lasă mă râs să nu mai pot. Uite, mă mai doare, am întreabă nevastă mea. Nu, no, că uite, am pus să reiară, uite. Asta cu asta... Eu, prima dată eu am crezut că e de... Mi-au pus-o pe masă și eu am crezut că e măr. Mi-am înfipt dință în plastic. Dar de unde are goșa? Unul din cameraman zice că să-i dau cu... Să-i o dau, dar mi-e frică că vine înapoi, nu? Asta, stai tu liniște. Ce mai ziceți, domnul Verii, ce să fac, dragul meu? Uite, închisei vacile cu Nea Maria și venirăm la emisiune. Ce doresc eu? Să toate melodiile din seara asta să fie pentru familia mea, pentru dumneavoastră, pentru regie. Da. Și pentru tot ce se uită la TV3. Păi cred că sunt 5-6, ai Nea Maria? Cred că la mine, numai la mine sunt 3-4. Da. Este o emisiune de excepție, de excepție. Și ce se întâmplă? În orice comună, în orice sat, există oameni care chiar foarte vârstă. M-aș bucura enorm să iau la emisiune. Vor rămâne în memorie și cândva copiii noștri se vor uita la noi așa, când și-o aduce aminte. Da, domnul Bătrân, faceți emisiuni foarte frumoase, deci. Mie îmi place. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. O seară bună, domnul. Sănătate, domnul Fotă. Deci începe să te iubească lumea, Nea Mariene, fii atent aici. Dacă spun câte mesaje, Ane, nu-ți vine să crezi. Ia de mai spui câteva poezii. Dai puțin. Păi numai cu poeziile, mă, tale, iei ochii la fete. Da. Uite o domnișoară, cred că are în jur, uite, numai inimi strimete, pentru Nea Marian, uite, inimi, foarte multe inimi. Da. Cred că are cam bătrânioară. Zice că am 34 de ani, vreau să-l cunosc pe Nea Marian. Cu riscul că-l despart de familie. Da. Nu se poate așa ceva. Nu-i spun numele pe post, că se poate căsătorită fata și ce zici, Nea Marian? Uite și mă tare. Ține microfonul mai aproape. Dragostea nu are oprește nici judecata. Deci nu se poate judeca dragostea. Cu orice lege a fost în țara românească, nu s-a putut opri. Deci nu se poate opri dragostea. Nu se poate opri dragostea.
E nespus în lume. Nu că și așa, soția mea ta nu ne aude. Dar și nu ne vede. Dar, sincer, ce răspuns să-i dăm la fata asta? Ai 34 de ani. E puțin mai în vârstă decât cea de 27. Îi urez multă sănătate, fericire și dacă vrea să mă vadă, vine în Alimpe și mă vede. Să intre, ai Facebook. Da. Eu iau fata și vin cu ea la matare, da, la poartă. Și facem o beută. Da? Ce zice doamna? Păi ea mă trimite la mulți bacilor. Iartă-ne, Doamne Dumnezeule. Ce să fac? Ești fantastic. Dacă toată lumea zice că ești fantastic. Da, Marine? Da. Mai... Alo? Alo? Să trăiți, domnul Berger. Și dumneavoastră. Domnule, am uitat să vă dau o dedicație specială pentru finii mei. Pentru finii mei. Cum îi cheamă? Ciciu, Ciciu Mitică și Ciciu Costică. Ciuciu? Ciciu, Ciciu. 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 Ciciu, fiii lui Stelică, fiii lui Stelică, lui Postescu, care nu se însoară. Nu se însoară? Pe aia-i cununăm, dăm câte 10.000 de euro când se însoară la nuntă. Da? Foarte... Da, sunt finii noștri. Foarte bine. N-o să vadă că cade muere din bătătură. Închideți-i telefonul, vă rog frumos. Chestia de bun simț. Mă, bătuvar Dumnezeu aia care vorbiți urât la televizor. Așa zic eu. Sunt copii care se uită la televizor. Da. Ce părere ne-am arine da. Despre ăștia? Da. Ăștia sunt niște gozuri ale societății. Da. Nu? Da, da, ne-am arine. Doar, domnule, te simți atâta lucruri. Când vorbești, trebuie să ții microfonul la... N-ai meținut de asta în mână. Nu. Trebuie să fii simțit, să dai gurii vorba ce permiți. Nu de asta discutăm. Corect. Lucruri nebăgate în valoarea omenirii. Corect, Neamariene. Corect. Mai ales la vârsta lor pe care o au. No. Educarea. De aici pleacă. De aici, exact. Deci, vede al mic, tot așa face și el. Corect, corect. Alo? Alo, bună seara. Poștașul de servici Berger. Da. Sunt Ionela. Și mai cum? Vreau să iau o dedicație. Și mai cum am zis? Televizorul, televizorul încet. Ne auzim în telefon. Dă televizorul încet. Vreau să iau o dedicație. Așa. Bine, bă, pentru da. Pentru Constantin Piluță de la Ciuperceni. Constantin? Piluță de la Ciuperceni. Foarte frumos. Foarte frumos. Din partea lui Ianis. Din partea lui Ianis. Așa, altceva. Și pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Dar cu cine am vorbit? Cu Ionela de la Cojan. Ionela de la Cojan? Da. Și mai cum? Ionașcu. Așa, ca să audă lumea. Să audă lumea. Bine, Ionela, mulțumesc. Toată lumea, șefule. Toată lumea, șefule. O seară plăcută să aveți. Acolo este țara mea. Simțea, din regie se simte. Băi copii, fiți foarte atenți la cei care sună. Îi simțiți după miros că sunt de... Deci trebuie să vă atrag eu atenția. Vreți să vă dau afară? Dina Marine, da. Ia să mai auzim o melodie cântată, interpretată de Matale. Vreau să rămâi în memoria acestei țări.
mă suin de la vie neică mă, cam vie la zachie neică mă. Și strigai odată tare neică mă, m-auzi mândra din vale neică mă. Eu neică când te-auzi neică mă, îmi luai furca și fugii neică mă. Ia mândră și pălăria neică mă, și hai că s-a comăvia neică mă. Marița lunea Ilie neică mă, a făcut covercă în bie neică mă, și din paie și din frunză neică mă, i-a pus o mătăuză neică mă. Și păia, 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 uite hoțul aici așa, lasă, lasă că nu ia, că sunt eu aici așa, păi el mă, păi el lică! Mulțumesc! Păi el lică! Păi el lică, păi el mă! Nu știu cât bucurie vă transmite dumneavoastră Nea Marian, dar mie mi-a umplut sufletul. Sincer, vă spun, mă simt extraordinar de degajat cu Nea Marian. Și am stabilit, nu știu, probabil în luna februarie o să facem în vârful dealului acolo, că am tot zis. Da. Să faci, o să facem un chef, Nea Mariene, tăiem purceaua aia mare. Da, la foc. Câte kilograme are purceaua? La 100 și o de kilo. O tăiem și o tăiem chemăm și o... toată comuna. Cine vrea să vină, îl invităm să mâncăm. Să mănâncă și gura lui Cev. Da. Deci din munca lui Nea Marian, și ce vină are, ce vină are Nea Marian. Da. O să-l guste. Cât vină ai, Nea Marian? O tonă și ceva. Nu-i mult, nu-i mult, pentru cât muncește. O tonă și ceva. Alo? Alo, bună seara, domnul Belger. Să rămâna. Sunt pușa pe cinile de la Turcinești. Bună seara și invitați-vă dumneavoastră. Să nu spui că intrați și în direct să-i propui lui Nea Marian un mariaj. Nu, nu se poate, nu, că am pe gelosul, nu se poate. E lângă tine? Nu e lângă mine. Atunci lasă, ta. Lasă. Nea Mariene, da. Te rog frumos, dialoghează cu pușul. E, da. Zi să rămână, Doamne, ce faceți? Domnul e un om nemaipomenit, ce să un om nemaipomenit. Să rămână, Doamne, ce face, sănătoasă? Sănătoasă, Doamne, și dumneavoastră, să fiți sănătoasă și tot ce vă doriți. Copii aveți? Da, am doi copii. Mărișori sau mici? Îți mari, Doamne, îți mari. Să vă spun o poezie despre copii. Dacă... Da, puteți să spuneți, ascult. Ne ascultați. O poezie frumoasă. Da. Iarna și copiii, iarnă rea și biscoloasă, tu ești rea și uricioasă, alb de tot e capul tău, tu însă nu faci decât rău. Copila scump, ia veniți încoa, nu sunt eu așa de rea, stați la sobă, ești cu mine, nu-i așa că-i cald și bine, geamurile stau înghețate, iar la ușă cine bate? Este el uncheașul bun, mult doritul Moș Crăciun, care având de bunuri poartă, daruri la copii împarte. Nu-i pe lume, pe sub soare, mai frumoasă sărbătoare decât ziua de ajun, decât noaptea de Crăciun. Ce cu toți o doriți? Ia că eu, copii iubiți. Foarte frumos, foarte frumos. Îmi place, mi-a plăcut. Să trăiți. Aș dori să faci niște dedicații, domnul Belger. Da, doamnă. Pentru fata mea, Ileana de la Bumbejiu, și nepoatele mele, Bianca și Roxana. Da. Pentru soțul meu, Gelu. Da? Pentru băiatul meu, Adi, și nora mea, Cristina. Da? Pentru nașa mea, diaconul Silvia de la Târgu Jiu, și pentru doamna Eugenia Gâdu de la Turcinești. Să fie sănătoși! Și fetiții acolo din platou îi doresc cât mai multe melodii să scoată și un album. Păi o să sponsorizeze Gelosul. Da, domnul Berger, și pentru dumneavoastră și pentru toată regia. Să rămână, doamnă! Și vă mulțumesc mult! Să rămână, o seară plăcută. Iată, prietenul meu, Narcis Daju, vrea să mă dea afară de la emisiune. Măi, Narcis, cum aș putea eu să citesc asemenea mesaj pe post?
Doamne! Pentru domnul viitor fost primar, începe cu C, special melodia Țiganea îmbătrânită. Cu nu pot să citesc asemenea mesaj, nu pun Narcis. Așa. Să-mi pun înaintașii. Să trăiți, domnul Leo, sunt Dragomir Marian din Bălcești. Aș dori o dedicație pentru cel mai tare patron din Bălcești, Toma Ion, și nu în ultimul rând, pentru dumneavoastră și toată echipa Tele3. O melodie la alegerea noastră. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută în continuare. Așa. De la Costi, pentru nepoții lui care i-a moșit, Nicola și Rareș, să nu fie Rareș, Bogdan, Costi, să vă dea Dumnezeu sănătate și ție și Lumira și la băiatul tău. Așa. Da, Marine, astea le mai citim, mesajele. Pentru că... Alo? Alo? Da, vă rog. O seara, să trăiți. Și dumneavoastră. Ce faceți, domnul șef? Bine. Bine? Da. Puțin că reușim, mă scuzați. Era să zic să rumână. Nu, 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 nu. E, uite, acum e... Bună seara, domnule! Aș vrea să dau și o dedicație pentru cel mai tare socru. A fost pe la el câteva, acum câteva zile. Dar cu cine vorbesc? Manuel mă numesc. De la Fărcășești. Manuel? Da, ginerele lui Ica, Racea. Oh, da, Manuel, da, te ascult. Să trăiți, ce faceți? A, uite, Dacia, cu Nea Marian, cu această frumoasă domnișoară, încercăm da, să vă mai îndulcim sufletul. Da, 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 se vede, se vede. Că nu știu dacă el ne ascultă, dar probabil că o va vedea în reluare, dacă... O vede în reluare, o vede pe internet. Da, 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 da. Pe Facebook. Da, e în curs, a plecat. Da. Vreau să-i dedic și toate melodiile și lui și lui mama soacră, care o cunoaște foarte bine. Cum să nu? Cum să nu? Să le dea Dumnezeu sănătate și vouă la fel și case de piatră. Da, da, da. Și înțelegere. Asta contează, da, foarte mult. Asta e cel mai, cel mai bine, da. Exact. Bine, dragul meu. Bine, mulțumesc. O seară plăcută. Și, seară... bineînțeles, și Mitică, Mitică Racea, nu? Da, 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 e fratele, e fratele. Ce mai face? Am fost când alaltă am fost pe la el pe acolo. Am avut ceva treabă cu el și... Da? Face bine, e tot așa cu primăria, cu partidele, cu toate... Să-i dea Dumnezeu sănătate. Vă mai așteptăm pe la noi când aveți... Bine, dragul meu. Aici. O să mai trec. Când o să am ocazie, o să trec. Da, da. Bine. Sănătate. Hai să ascultăm și pe domnișoara cu un cântec, după care o să avem în partea a doua de discutat mult. Deci, pandurii mei, sunteți gata? Hai, drag odată! Frumos
fac să trăiesc. Nu mi-aș lăsa niciodată pragul părintesc. Lângă mama, lângă tata mi-e drag să trăiesc. Nu mi-aș lăsa niciodată pragul părintesc. Narcis, fii cu minte, te rog frumos, că spun pe post ce spui și ce mesaje îmi trimeți. Treaba ta. Deci, dragii mei, o să luăm o mică pauză de publicitate, după care o să revenim din nou. Nu schimbați canalul, că nu știți ce pierdeți. La naiba.